Unul dintre cei mai harnici aleși locali a fost viceprimarul liberal Lucian Micu. Acesta s-a prezentat la vot la secția de votare numărul 88 din cartierul Nicolae Bălcescu, considerând prezența la vot un gest civic de normalitate democratică. Acesta a declarat jurnaliștilor că a votat pentru o echipă dornică să continue proiectele începute și să demareze altele noi. Am votat astăzi pentru că mi se pare un gest de normalitate, în primul rând să te prezinți la vot, în al doilea rând am votat pentru continuitate, am votat pentru o echipă care să ducă mai departe proiectele pentru acest oraș. Sunt convins că la sfârșitul acestei zile vom avea o echipă care e capabilă, care știe și care poate să dezvolte în continuare orașul, drept pentru care invit toți romașcanii să-și exercite dreptul constituțional la vot, să se prezinte la vot în primul rând și sigur cel mai bun la sfârșitul acestei zile și după această campanie să câștige. Viceprimarul Lucian Micu a cerut tuturor romașcanilor să-și exercite dreptul la vot și, la sfârșitul zilei, la închiderea urnelor, să constate că a câștigat cel mai bun într-o competiție electorală corectă și desfășurată cu fair play politic.